cu rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi! Precum voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le lor voi mai întâi. Preacuvioasă Părinte Stareț, Preacucernice Părinte Director, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, iubiți credincioși și credincioase, în această duminică a 19-a, după coborârea Sfântului Duh, anul acesta avem și praznicul acoperământului Maicii Domnului, despre care atât de frumos ne-a vorbit Părintele Director. La Sfânta Liturghie am ascultat citindu-se un pasaj din Sfânta Evanghelie de la Luca, în care, în puține versete, Mântuitorul Hristos ne învață cum trebuie să petrecem în lumea aceasta pentru ca să ne asemănăm cu El. Cum trebuie să fie viața noastră pentru ca, într-adevăr, să culegem și să adunăm împreună cu El și să fim cu El în veșnicie. Voi încerca să parafrazez textul pericopei evanghelice pentru a vă readuce aminte cuvântul Domnului. Zice Domnul, precum voiți să vă facă vouă oamenii, făceți-le lor mai întâi. Dacă ajutați pe cei care vă ajută, dacă dați împrumut la cei care ne dăduiți să primiți înapoi, dacă iubiți pe cei care vă iubesc pe voi, același lucru îl fac și oamenii păcătoși. Ce răsplată veți avea? În partea a doua a pericopei evanghelice de astăzi, vedem că suntem îndemnați să dăm fără a aștepta vreo răsplată, și zice acolo Sfântul Evanghelist Luca, că atunci vom lua răsplată de la Dumnezeu, când nu așteptăm nimic de la oameni. Când oferim dragostea noastră, oferim ajutorul nostru în toate formele și zice acolo foarte frumos în Sfânta Evanghelie că veți lua răsplată și fii celui prea înalt, vă veți chema. Iar în următoarele două versete, într-unul din ele suntem îndemnați să privim spre Dumnezeu care caută cu bunătate peste toți, peste cei rei și peste cei nedrepti. Însă El nu-i pedepsește după păcatele sau după faptele lor, ci cu multă răbdare, ca un părinte bun, îi așteaptă. Și în ultimul verset din pericopa evanghelică de astăzi zice Domnul, fiți milostivi precum Tatăl vostru milostiv este. Iubiți credincioși și credincioase, pornind de la primul verset din pericopa evanghelică, suntem îndemnați să facem ceea ce dorim să ne facă nouă alții sau cei din jurul nostru. În mod obișnuit, noi avem o gândire matematică. Ne gândim ce folos putem trage de pe urma fiecăruia. Fie că suntem în familie, fie că suntem în societate sau într-un colectiv de lucru, de fiecare dată, oarecum ne facem niște calcule ale noastre, uitând de cuvântul Domnului care spune că cel care vrea să fie mai mare, să fie slujitorul tuturor. Și de aici pornim, suntem îndemnați totdeauna, mai ales noi creștinii, ca să facem doar faptele bune, să facem lucruri bune pentru cei care sunt în preajma noastră și în felul acesta îi vom ajuta ca și ei să-L cunoască pe Dumnezeu, cei care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu, sau cei care n-au pregustat în bucuria credinței din diferite motive, pentru că dacă revenim doar la nivelul acesta al rațiunii, foarte adesea gândim lucrurile fără a simți sau a primi bucuria duhovnicească și harul Duhului Sfânt în inima noastră, pentru că noi ne rezumăm la a face bine celor care ne fac bine, a împrumuta pe cei care pot să ne dea înapoi și a iubi pe cei care ne iubesc, asemănându-ne oarecum și cu cei din poporul evreu, care vă aduceți dumneavoastră aminte că aveau mai multe principii. Până la noi s-au păstrat mai multe, dar dumneavoastră știți că unul folosit mai des. Acea lege a Taleonului, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte.
Dacă unul ți-a spus un cuvânt, ca să nu rămâi dator, trebuie să-i spui două. Dar nu de folos, de cele mai multe ori, încerci să te întreci în cuvinte rele, în cuvinte de ocară, în cuvinte prin care nu arăți că ești Fiul lui Dumnezeu sau că vrei să devii Fiul lui Dumnezeu, ci că ai demnitatea ta de om, care ți-a fost dezată prin gesturile sau prin cuvintele cuiva. Uitând foarte ușor că trebuie să-L chemăm pe Dumnezeu și mai ales învățăm din ceea ce ne spune ca să facem celor din jurul nostru ceea ce vrem să ne facă și ei nouă. Cu siguranță dumneavoastră ați avut această experiență când în diferite împrejurări, în ciuda celor din jur sau atitudinii lor nedrepte, dumneavoastră ați încercat să le faceți bine. V-ați adus aminte de cuvântul lui Dumnezeu care spune că dacă cineva îți dă un palm, întoarce și celălalt obraz. Și ați văzut că când te smerești, dintr-o dată lucrurile se schimbă. Cel care vrea să se împute, se schimbă din și își schimbă starea pe care o are și chiar ajunge uneori să recunoască că tu ești mai bun decât el. Ajunge să recunoască că când face voia lui Dumnezeu, simte harul și bucuria în inima lui și toate par ușoare, toate par frumoase. Vedeți? Când noi lăsăm de la noi, când noi lăsăm bunătatea lui Dumnezeu să lucreze prin noi, atunci viața ne este ușoară și frumoasă. Când noi ne încăpățânăm și vrem să scoatem în evidență personalitatea noastră, vrem să scoatem în evidență diferite calitățile noastre, de cele mai multe ori apelăm la rațiune și la abordarea aceasta lumească, omenească, uitând de chemarea pe care ne face Domnul. Domnul ne cheamă să iubim pe vrăjmași. Zice în pericopul evanghelic de astăzi că să iubim pe vrăjmașii noștri. Ori ce înseamnă a iubi pe vrăjmași? Și mă întreb, cine sunt vrăjmașii noștri? A iubi pe vrăjmași înseamnă să ai capacitatea să nu urăști pe nimeni, pentru că dacă trebuie să iubim pe vrăjmași, atât mai mult, trebuie să iubim pe ceilalți oameni, nu? Ne întrebăm însă cine sunt vrăjmașii noștri. Scriptura zice că vrăjmașii omului sunt casnicii lui și în multe vrăjmări așa se întâmplă. Că cei care îți cunosc foarte bine viața, cei care îți cunosc stările, ei de cele mai multe ori îți aplică tratamentul la care nu te aștepți, pentru că ei doresc să te subordoneze sub o formă oarecare. Ori, gândind din perspectiva aceasta a lumii, într-adevăr, este imposibil să iubești pe vrăjmași, pentru că nu poți iubești pe cineva care îți face rău, nu poți iubești pe cineva care îți fură pământul sau îți fură produsul de toamnă, nu poți iubești pe cel care îți vine curte și îți ia bunul în tale, ca și cum ar fi al lui. Nu poți să vedești cel care nu împărtășește aceleași idei ca și tine. De obicei se fac, vedeți, grupuri de lucru sau asociații sau grupări de oameni care, în principiu, au aceleași idei. Însă dacă te privești în perspectivă creștină, tocmai aceste rămași care noi urâm ne vor cel mai mult binele. De ce ne vor binele? Pentru că ei ne fac să fim atenți, vigilenți, să ne rugăm mai mult, să nu ne încredim în oameni, să chemăm mila și harul lui Dumnezeu asupra noastră și atunci trebuie să iubim pe oamenii care ne vor binele nouă, trebuie să iubim pe oamenii care vor să ne ajute să ne mântuim chiar cu forța, mi se pare absurd. Aici se împlinește cuvântul Domnului, pentru că iubindu-te pe cei care ne te iubesc, arăți într-adevăr că ești Fiul al lui Dumnezeu, arăți că urmezi jertfa sau felul de a fi al cuvântului, al Fiului lui Dumnezeu care s-a întâmplat pentru ca pe noi să ne răscumpere de robia morții și a diavolului și zice Sfântul Evanghelist Ioan, amintindu-ne de cuvântul Domnului, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unul său Fiul ăla, ca pentru noi să se întrupeze, nu? Dacă Dumnezeu l-a trimis pe Fiul lui ca să se întrupeze, să pătrânească pentru noi și să ne răscumpere de robia păcatului, noi,
ca și fie lui Dumnezeu după har. Oare nu se cuvine ca să iubim pe cei din jurul nostru? Oare nu se cuvine să avem mai multă dragoste, mai multă bunătate și să nu mai judecăm lucrurile greșite? Și îmi vine în minte acum pilda cu cei doi datori. Unul i s-a iertat 10.000 de talanți, iar unul avea 100 de dinari. Cel care i s-a iertat mult a uitat să ierte pe fratele său care avea o datorie foarte mică la el. Cam așa suntem noi foarte adesea, când uităm că Dumnezeu nouă ne iartă mult, că Dumnezeu ne iubește, ne cheamă la El, iar noi, de cele mai multe ori, suntem în stare ca și acea fugă să-L certăm pe fratele nostru pentru puține lucruri. Fie că e vorba de bunuri, fie că e vorba de alte lucruri prin care El este legat de noi sau noi de El. Iubiți credincioși și credincioase, Evanghelia de astăzi ne cheamă să fim buni și să înmulțim bunătatea, pentru că bun este Dumnezeu. Și într-adevăr El este bun cu noi, El răsoare soarele Lui și peste cei păcătoși, peste cei drepți, El face să crească roadele pământului și viața noastră să fie frumoasă. El este Cel care ne izbăvește de diferite încercări și ispite și necazuri, și El este Cel care ne dă puterea ca venind și împărtășindu-ne cu El, să simțim harul în inima noastră, iar întorcându-ne din casa noastră, să simțim o putere care ne întărește și ne face ca pe parcursul săptămânii să putem să ne îndeplinim ale noastre cu inimă bună. Iubiți credincioși și credincioase, ziceam la început că coincide această duminică cu sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului. Această sărbătoare datează în calendarul nostru începând cu secolul al IX-lea, la mijlocul secolului al IX-lea. E vorba de o împrejurare în care rușii au atacat, sau slavii, au atacat Constantinopolul. Și atunci credincioșii din Constantinopol s-au adunat în biserica din Plahernă și acolo se rugau Maicii Domnului. Printre cei prezenți, așa cum ați auzit și în acatistul de astăzi și în Sinaxar, erau și Sfântul Andrei, cel nebun pentru Hristos, și ucenicul lui Epifanie. La un moment dat, rugându-se, pentru că în jurul cetății erau dușmanii care așteptau ca să cucerească cetatea și se făceau tot felul de exerciții, dintr-o dată Sfântul Andrei a văzut-o pe Maica Domnului cum a ieșit din Sfântul Altar și a început să se roage, iar la sfârșitul rugăciunii s-a înălțat. Și de acolo a acoperit pe toți credincioșii care erau în biserică cu acoperământul ei, arătându-ne harul și ocrotirea pe care ea, ca cea care l-a născut pe Cuvântul lui Dumnezeu, îl are, devenind mijlocitoare a noastră înaintea tronului vreascinei de lei. Foarte frumos a zis Părintele Director că este ușa prin care se întrupează Hristos. Ea este fecioara neprihănită care, vedeți, își asumă ca din ea să se întrupeze Cuvântul lui Dumnezeu. Și făcea un teolog o comparație între prima Evă, care a încălcat porunca lui Dumnezeu, și cea de-a doua, Fecioara Maria, care a primit ca în mod minunat, prin pogorârea Sfântului Duh, din ea să se întrupeze Fiul lui Dumnezeu. Această sărbătoare este înscrisă în calendarul bisericii noastre, iar credincioșii care iau evlavii la Maica Domnului o cheamă în rugăciunile lor, și de aici s-a și ajuns ca să se construiască biserici și mănăstiri care să aibă ca și o protectoare cu Maica Domnului și în special această sărbătoare a acoperământului Maicii Domnului. Mergi foarte frumos în plăbiri și acolo, la intrarea bisericii și clopotețea. Și așa cum spunea Părintele Director și cum vedem și noi fiecare, Maica Domnului este mama noastră și este alături de noi în diferite împrejurări. Și când ne este mai greu, primul gând al nostru este către Maica Domnului. Ce zic copiii când se întâmplă ceva greu? Primul gând e la mama lor. Ei nu se gândesc neapărat la Maica Domnului, când se strigă la mama lor și o cheamă, o caută. Așa și noi creștinii, atunci când suntem într-o împrejurare, într-o greutate, într-o necaz sau supărare, primul gând ne se duce la Maica Domnului, pentru că ea este
mamă. Ea este mamă iubitoare și și-a arătat de-a lungul timpului ocrotirea celor care o cheamă, ocrotirea ei pentru cei care o cheamă în rugăciune. Și mă gândesc la multele minuni pe care le-a făcut Maica Domnului, să-mi vine în minte una, o minune din secolul al XIII-lea, care este zugrăvită într-o mănăstire din Ucraina, la mănăstirea Pocearea. Acolo au venit tătarii să cucerească mănăstirea. Și în momentul în care au ajuns acolo, au înconjurat mănăstirea și au început ca să arunce cu săgeți spre mănăstire. Părinții neavând nicio soluție și-au plecat genunchii la rugăciune. Și cum se rugau ei, dintr-o dată au văzut pe norii cerului, pe Maica Domnului, pe Sfântul Ioan, care este acolo, așa cum și Sfântul Andrei și Epifanie, văzuse cu câteva secole înainte, iar acei tătari care au venit sau ce erau ei ca să cucerească mănăstirea, când au văzut ceata îngerească și pe Fecioara Maria, au început să dea drumul la săgeți spre cerul, gândindu-se în mintea lor că vor putea să-i săgeteze de acolo. Însă fiecare săgeată se întorcea cu omoratul cel care vrea să drumul la săgeată. Și atunci puțini au rămas, iar cei care au rămas acolo s-au dus spre mănăstire, au cerut să fie călugăriți și au pentru tot restul vieții lor acolo, pentru că au primit iertarea de la Dumnezeu prin mijlocirile Maicii Domnului. Iubiți credincioși și credincioase, când s-a arătat Maica Domnului poporului drept credincios? Când poporul era în rugăciune. Deci țineți minte lucrul acesta. Nu când stăm neveseliți, trândăvim sau facem alte lucruri și așteptăm ca Dumnezeu să ne ocrotească. Zicem, Doamne, dar cine ne ocrotește? Păi trebuie să avem starea aceea de rugăciune, starea aceea de smerenie. Să-L chemăm pe Dumnezeu să vină să ne ocrotească, pentru că El vine spre noi, însă vrea ca noi să-i deschidem inima noastră. Și e o imagine frumoasă pe care dumneavoastră o știți, în care Domnul Hristos bate la inima noastră, dar ușa nu are clanță, pentru că clanța este din interior. Și noi îi răspundem lui Dumnezeu. Vedeți cât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că El nu ne forța, nu ne determină, nu ne constringe ca noi să ne mântuim. El ne cheamă, spunându-ne, veniți la mine, toți cei odihniți și împovărați și eu voi odihni pe voi. El vrea să ne odihnească, vrea să ne dăruiască bucuria. Și ne arată și cum se face lucrul acesta, spunându-ne, căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și toate se vor adăuga vouă. Vedeți că noi toate grijile le lăsăm pe seama lui Dumnezeu, atunci toate sunt frumoase, iar noi simțim în viața noastră lucrarea și prezența Maicii Domnului. Mă bucur foarte mult că noi românii, în general, o chemăm pe Maica Domnului în rugăciune și astăzi sunt foarte multe hramuri, atât la mănăstiri cât și la parohii, pentru că credincioșii, simțind puterea și harul Maicii Domnului, au luat-o ca și ocrotitoare. Iar Maica Domnului lucrează în mod minunat. Ea îndeplinește rugăciunile noastre și, în același timp, ne călăuzește pașii spre împărăția Fiului ei atunci când noi o chemăm în rugăciunile noastre. Un al doilea lucru pe care vreau să-l subliniez în legătură cu minunea sau cu sărbătoarea de astăzi este legat de smerenia pe care trebuie să o avem cu toții în viața aceasta pentru ca să simțim harul și lucrarea lui Dumnezeu. Dacă noi avem inima înfrântă și smerită, Dumnezeu vine și se sălășluiește într-o ea, cum zice Psalmistul. Iar dacă noi ne învârtoșem inima, atunci nici nu putem înțelege lucrarea și harul lui Dumnezeu și atunci nu putem înțelege cum poți să iubești pe vrăjmaș, atunci nu poți înțelege cum să faci ceea ce vrei să-ți facă ție alții. În general, aștept să îți facă alții, spunând că tu vei face mai târziu. Ori principiul evanghelic este să facem noi mai întâi. Iubiți credincioși și credincioase, o rugăm pe Maica Domnului să ne ocrotească, să ne păzească în viața și în lumea aceasta și să ne deschidă mintea pentru ca să putem înțelege cuvintele Evangheliei,
să putem să ne smerim și să ducem mintea la Dumnezeu. Să lăsăm grijile care foarte mult ne împovărează și care ne îndepărtează de Dumnezeu. Să lăsăm tot ceea ce ne face să fim ca niște străini în lumea aceasta și să chemăm mila și harul lui Dumnezeu asupra noastră și atunci vom simți bucuria vieții. Și ați văzut dumneavoastră oameni bogați care sunt nefericiți și ați văzut niște oameni care n-au aproape nimic, dar au bunătate, au dragoste față de semeni și sunt în stare să-și dea și haina de pe ei. Și ați văzut ce luminoase sunt fețele lor, pentru că ei nu se leagă de nimic din lumea aceasta, știind că toate sunt trecătoare. Ați văzut și pe chipurile monahilor și mă gândesc acum la chipurile unor monahi pe care am întâlnit în viața mea, care aveau o bunătate rară și mă gândesc la un părinte pe care l-am cunoscut la Chișinău, când eram eu copil. Părintele respectiv, ori de câte ori mă duceam la el, niciodată nu mă lăsa să plec fără să-mi dea un ceai și niște postmaci, așa zicea el. Hai să vă dau niște postmaci. Ei bine, să avem și noi bunătatea aceasta și să oferim dintre ale noastre, pe care le avem de la Dumnezeu, și atunci Dumnezeu ne va rânduie toate cele folositoare pentru noi în viața și în lumea aceasta, ne va rânduie bucuria ca să fim împreună cu El în veșnicie. Mulțumesc, Părintele lui Tarăt, pentru invitație și la altă instituție pentru binecuvântarea ca să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc și celorlalți părinți care sunt aici prezenți și Părintele Director pentru cuvântul de învățătură și dragostea pe care o are. Și mă bucur foarte mult să văd oftea aceasta frumoasă venită aici ca să o cinsti pe Maica Domnului. Și ați văzut cum Maica Domnului ne iubește și pe noi, deși s-a înnorat. Și credeam că o să ne prind o ploaie, mă uitam cu față încolo și vedeam norii atât de plini de apă și am zis că s-ar putea să nu putem finaliza sau termina Sfânta Liturghie aici. Însă Maica Domnului și-a arătat dragostea ei față de noi și așa cum oarecând în Biserica de Blachev ne-a acoperit cu cei de acolo, am făcut ca noi să fim acoperiți aici sub acoperământul ei și să fie o vreme potrivită, să nu fie nici cald, nici frig. Să fie adiere, așa cum era și pe muntele Sinai, când i-a spus Dumnezeu lui Moise că acolo, în adiere de vânt, este Dumnezeu. Să vă binecuvânteze Domnul pe toți, să vă împărtească, să sporească harul și bucuriei lui în viețile dumneavoastră. Amin.